Pe scurt, carantină. Astăzi m-am trezit la 7 dimineața, nu din cauza că nu vreau să dorm, pur și simplu mi-a stat foame, am mers la bucătărie, dar în frigider nimic nu era. Oh, dar eu nu vreau să ies afară și să merg la magazin. De la aceste gânduri mi-a stat mai rău decât dacă Brawl Stars va dispărea. Din neașteptate au bătut la ușă, am mers spre ușă, nimeni nu era. Am găsit lângă ușă o sacoșă, m-am uitat ce este înăuntru, era o pungă cu chipsuri. Acum nu trebuie să merg la magazin, doar că punga arăta foarte ciudat. Poate nu trebuie să mănânc, mai bine să o arunc? Ha, cine e prost să arunce chipsurile? Am început să mă uit la un serial și să mănânc chipsuri. Lai dacă mănânci și tu când stai în telefon sau PC. La un moment pe tot ecranul au apărut știrile de ultima oră. Atenție, s-a descoperit că în țară au fost importate chipsuri care conțin virus mortal. Pungile cu chipsuri sunt lăsate sub ușă de persoane necunoscute. Poliția investighează cazul. Fiți calmi și nici într-un caz nu mâncați chipsurile de origine dubioasă. Dar dacă ați mâncat, uitați-vă care sunt simptomele. Pe nas apar coșul. Și după începeți să pierdeți fiecare meci în Brawl Stars. În caz de infecție, nu ieșiți din casă și chemați medicul. Boala este transmisibilă. Mergem la următoarele știri. Exploit a postat un videoclip. Da, ce cu nebuneala aceasta? Ce doar nu spun la știrile astea? Mai bine merg să joc în Brawl Stars. Deja mă pregăteam să-i rup pe toți nubii și să fac 20.000 trofee. Din neașteptate a început să am dureri la nas. M-am uitat în oglindă, pe nas a apărut un coș. Eu m-am amintit ce au spus la știri. Pe nas apar coșul. Nu pot să cred, pur și simplu a apărut un coș, asta este normal. Am revenit la Brawl Stars și am continuat să joc. Am pierdut un meci, două meciuri, trei meciuri, mi-am amintit ce au spus la știri. Și după începeți să pierdeți fiecare meci în Brawl Stars. Asta este imposibil, nu poate fi adevărat. Sau poate într-adevăr sunt infectat de boală transmisă prin chipsuri? Fuck, trebuie să termin să mănânc aceste chipsuri. Trebuie să mă gândesc cum să scap de virus și cum să mă tratez. În camera a intrat tata. Fiule! Iar echiul e de la școală. Ai mers la școală, merepi. Tata, eu am pierdut 3 meciuri în Brawl Stars și m-am îmbolnăvit. Eu nu pot să merg la școală. Care Brawl Stars? Poate să te ajut să mergi la școală. Eu m-am îmbolnăvit de un virus mortal. De ce tu pe mine nu mă înțelegi? Următorul tău cuvânt va fi mortal dacă chiar acum nu mergi la școală. Bine, bine. Tata, nu mă înțelegi și am mers la școală. Am revenit de la școală, mă simt și mai rău. Am intrat în cameră și m-am lăsat în pat. În același timp, în camera tatălui. Atenție! Un idiot s-a infectat de un virus mortal care este transmis prin chipsuri. În loc să meargă la medic, a mers la școală și a infectat toată școala. Acum virusul practic a infectat jumătate de țară. Orașul este în carantină. Dacă aveți informații despre persoana infectată, urgent sunați la 3 de 9. Mergem la următoarele știri. Oh, Albi... Fiul a avut dreptate. Trebuie... Fiul, tu într-adevăr ai avut dreptate despre infecție. Iartă-mă, te rog. Nu-i nimic, tată. Suntem o familie unită. Principal lucru că ai înțeles că ai greșit. El este aici! Mai repede veniți! Mai repede! Cine este aici? Nu te speria. Pe scurt, carantină. Prieteni, pentru partea a doua, haide să adunăm 10.000 de like-uri.